Salutare, dragi tovară, și nu suntem în mafia de a avea mașina asta retro. Am găsit-o pe undeva, mi-a plăcut cum arată, că am zis hai să o cior de zidire. M-au luat poliția, au tras în mine câteva focuri, m-au lăsat cu jumătate de HP. Mai și îmi cumpărase marmură, parcă. Dar mă rog, hai să vedem ce treabă avem noi pe aici. Ce este, mă, șantier? E, extraordinar, dă-te, mă, la o parte. Ia, ce sunt astea? WC-uri jos cu ele și... Mă, câtă contra au pus WC-urile alea. Puterea WC-urilor nu te pune cu ea. Bă, dar, ia mă, cât o aveam bor mașina asta? 140, hai mă că-i bine. Azi, de ce treabă avem cu tipul ăsta de l-am găsit data trecută? Ia uite-l și pe Trevor. You're gonna dress up as traffic cops, you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike in... Hey kids, noi kids-uri, yeah. Get in the car, okay. Gas station, benzinărie, mă rog. Bun, hai să mergem aici să vedem ce porcă nu face. Mi-a fost venit să mă uit la caținul ăla, cât că puteam să-l tai la montaj, dar am zis, mai am și cronometrul ăsta lângă mine să nu fac prea un episod. Dacă doar mă uit toată la ceas, uit cât e ceasul când, cât a fost ceasul când m-am uitat. Bă, dar e ceva de mers. Nu pot să-mi dau teleportare așa frumos, șpac direct acolo și gata, nea. Poate zbor pe aici unde e stricată baricada asta. Se pare că este și un ammunition aici lângă. Dar nu mi-au ammunition, nu mă luam ammunition că văd că am armură pe ăsta. Vedem ce treabă avem noi la benzinărie aici. Ron. Vreau să scrie acolo Ron Petrol. Cursă iarăși. Dar urați cursele în GTA. Măcar aproape ați observat că i-am pus lui ăsta ochelari, cum am văzut că se poartă mai nou. Hai, prinde-i pe fraiere atunci. Mă, dar nu-i corect, ăștia au mașini de-astea care costă mai mult decât toată comuna unde stau eu și trebuie să încerc să-i prind pe ăștia în urmă. Ia. A, pentru viraje, am înțeles. Am și uitat că avea fiecare o abilitate de genul. Unde ar trebui să ajung după ăștia, nu știu. Gata, mă, antene, gata, zona... Fuck! Ce-ai să la Udă? Udo? Mă țineți minte că era un episod la Doza IH în care se băteau niște africani ceva și în palme ceva. Își dădeau tare cu palma și țipau aia Udăl! Udăl! E răcâită șoseaua în margini. Tu, coiot, ce naiba era ăla? Hai că i-am găsit pe fraieri. Nu pot să trag în ei. Ne zice să fac o cursă. Mă rog, să-i fugăresc. Mă, dar tu știu ce mașini rapide au ăștia. A, l-am trecut pe ăla, ok. O trebuie doar să-i trec. Pana mea. Hai mă, că nigărul ăsta conduce mai bine ca voi de vă dracu. Ta barba are Trevor, ci că-i milițian ăsta. Pull over and take the cars. Ok, pull over, cum era la Bezi d'Oraș? Pull over, pull over, ce-i ăla plover? Hai să-i ajungi din urmă pe aia. Hai că Trevor se ia la ceartă cu toți, din trafic văd. Nu pot imagina ăsta șofer, doamne, milițian cu barbă ca și Trevor. Haide, păi și cum dracu vor ăștia să prind mașinile alea de sute de mii de euro cu o un hârf de ăsta de poliție? Măcar așa se dă lumea la o parte, măcar atât.
Atâta cu ce se băga în fața polițaiului. Adică în fața mea. Eu cred că ăștia au băgat și mai mult piciorul, au apăsat și mai mult pedalul de accelerație acum că... Văd ăștia că sunt urmăriți de miliție. Mamă, cum s-a băgat prostul ăla. Era mișto acum să pot lua wanted, deși sunt îmbrăcat în milițian. Hai că s-a aproape ăștia. Hai mă că prin acum. O, dar nu merge mai repede rabla asta. Am uitat cu ce la banda asta, așa așurată, băgăm și cerele. Hai că încep să se apropie și fraierea. Hai că l-o zice Trevor acum. Hai, Plover, Plover! Gata, hai că le luăm acum mașinile fraierilor. A, trebuie doar să mă dau jos, ok. Ce mai milițean e Trevor ăsta, nici nu arată. La fel și ăsta netuns de nimic. Fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Yeah, arunca perbis, așa. Hey. Pus mâna la puță, doamne. Gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! Și ne-am făcut cu mașinile astea bune. A, și pot să schimb cu... Ok, conduc cu Trevor. Nu știu cât de bun o fi skill-ul Trevor la condus. Mă, ce mai telefon spartare. Da, se vede cât de bun e skill-ul Trevor la condus. Bun, în sfârșit am terminat și drumul ăla de vreo 5 mile sau cât dracu a avut. Stai, unde? A, aici. I-am făcut lui ăsta mașina praf, că am încercat să ajung mai repede ca ăștia doi. Ăsta e gay, clar. În fine, gata. Misiune completă. Ceva prin zonă, aha. Ia mă, Franklin, unde n-ai bai? E aproape bun. Man, when am I gonna get a paycheck for one of these? Assassinations, hai aici, ați fac niște asasineri. A, uite o mașină acolo. E parcată, mă bună de ciordeles. Asta zici că aia, cum ziceam eu la GTA, în GTA 3, la mașinile alea, Rambler sau ce erau, eu le ziceam de-aia de cracoșuge. Ce drept, chiar zici că asta e de-aia de cracoșuge la ce în ce se mișcă. Până și mor nu se plite. Să mor ce am crezut că ales caracterul din Fortnite. Mă bântuie jocul ăla. Ce mai rabla avea ăla?
Ding dong. Ever heard of Jackson Skinner? Ok, gata, bun. Hai să mergem să-l găsim. Watch the prostitute. Deci, mergem la prostituate. Perfect, infect. Cred că mașina aia o să meargă mai repede. Na, că asta nici alarmă n-a avut. Hai să sperăm că asta prinde mai mult măcar. Dar se pare că... nu foarte... ce semn ai cu Dacia? Bă... asta 80%... să mor tu, asta zici că-i Dacia, mâncați-și. Seamănă în... sau cu Lada. Ia... Vulcan. Sedans. Hai să încerc cu Dacia asta. Mamă, Dacia în GTA 5. Seamănă cât de cât ce-i drept. Modelul ăla cu... 4 becuri. Ok, hai cu Dacia pe aici. Dacia în GTA 5. Cred că așa pun și clip, numele la clip. Clipul la nume, da. Eu și cu româna mea. Mata, asta chiar merge ca Dacia, mă, cât are în bord. 180. Hei, parcă și Dacia tot. Gata, mi-am găsit Dacia. La Puenta. Deci cum, o să mă uit pe filmare să văd cum se cheamă. Să mai caut imagini cu mașini, cu mașini de genul ăsta, vopste în galbe sau cum mai erau, cum am văzut în mare parte Dacii, cum mai sunt pe acum albe. Culoarea asta nu, nu prea am văzut. Hai mă, urci. Just get the fuck out of here, Nutless. How am I supposed to do any business with you creeping me? Girl, it's a fucking free country. This ain't your sidewalk. Asta mai e tatuaj în pantalon, aș văd. Stai, ce? Ah, trebuia să le urmăresc. Paoleu, eram cu gândul la Daci. Mai sunt cu... ok, că sunt cu Dacia, e bine. The probe will enter in the target's car. Watch for the vehicle that she enters and kill the driver. Să aștept să urce asta într-un vehicul, ok. Hai să trag un pic mai așa să treacă ăștia. A, să fie un pic parcată, nu trasă aiurea pe dreapta. Am lăsat-o pe șosea. Hai să opresc farurile. Așa, ia asta e 50 de metri, 100 de metri. Nu urcă nici la ăla. Acum trebuie să vin unul cu mașină de lux care să le ia pe fete. A, s-aude un vechi, ia, s-a urcat la ăsta? Mă, asta mi zici că e mașina lui Sweet din GTA San Andreas, numai că e mult mai distrusă și fără nici vopseaua nu mai stă pe ea. Da, îi ia după mașini pe ăștia. E, uite, în ăsta se urcă. În ăsta se urcă. De unde e locul ăsta pe hartă, sunt curios. Ah, aici și aici. Deci follow the driver, deci follow the car and kill the driver, ok. Assassinate the target. Mau, dacă te prostituate-s pe acolo. Trage prostituata, mine ta, dracu. Leave the area, ok. Bă, da, femeia aia a tras. Sta, a, nu pot să zbor cu Dacia. Mașina asta trebuie să o salveze. Deci asta e Dacia autentică. Sedan sau cum i-a zis că se cheamă. Hai mă, părăsesc zona. N-am părăsit o destul de mult. Hey man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon.
Și misiune completată. Hai să vedem pe unde... Ok, hai să vedem. Am pe unde să tunez? Era mai în spate, pe aici. Casă pe unde să o salvez? Să las mașina asta. Aici. Vehicle compound. Unde e casa lui ăsta? Mamă, unde e? Și un garaj. Hai că ăsta e în drum. O să duc aici mașina asta să o fac faină. Mă, eu cred că încheie aici episodul, că nu știu cât o să tai la editat din drumul ăla, că a ținut ceva. Acum văd că pe filmare am vreo 21 de minute, dar mai tai-o că e prea mult. Sau să las să vedeți cum tunez Dacia. Hai că dau acum și să vedeți cum tunez Dacia, că văd că nu-i mult până acasă. Ammunitions, i-a adus ceva în stoc, nu prea-mi pasă. Mergem pe roșu că nu ne pasă de reguli, n-au ce carne să ne ia ăștia. Dă-te făd în potecă. Ok. Big window and așa am stat să mă uit la e-mailul ăla și l-am luat pe unul pe sub roți. Bă, asta e Daci. Nu, deci dacă pot să pun nume la mașină, trebuie să pun un nume Daci Express sau nu știu. Stai unde? A, pe aici. Dă-te mă grasul că ocup toată banda. Dă-te încolo. Unde? Aici. Ok. A. Vulcan Wearer Sedans. Reaper Armor Upgrade Pack 6.000 de pack. Dar câți bani am eu? 6.000 de dolari. Fuck, ce vreau cu banii de pack? Ah, trebuie să dau direct pe una. Așa, bumpers, ce-s astea? Ia uite. Uite, pun asta așa. Una bucată de-asta. Engine, cel mai scump motor. Uite toba asta. De, cred că las pe ăsta așa sau. Să vadă motorul. Aici nu mai arată Daci. Cred că ăsta. Hai că-l pun pe ăsta așa. Cu X-uri, e? Hood, ce este? Capot, am înțeles. Claxon. Ce mișto note muzicale. Îl pun pe ăsta așa. Lumini. Sorry, your vehicle, ok. A, cred că se lumineze pe desub sau abar n-am. Plate, ce ar să fie asta? San Andreas, ia. Nume românești nu prea sunt, aia că-l pun pe ăsta galben, așa. Respray. Metallic, clar, stai. Cum învârc camera? Din roti, așa. Mă, ce vopse ai pot pune la bolidul ăsta? Black. Carbon black, așa. Tot culoare metalizată. Ce culori sunt pe aici, că nici nu știu ce să pun. Uite așa. Un contrast frumos.
Așa. Hai că le las pe astea, parcă-s mai mișto. Spoiler, ia, ce spoiler pot pune? De asta am văzut la mulți sărani că-și pun la Dacia. Asta e urâtă, asta e urâtă. Și care e farmecul totuși? Spoiler. Suspensiile cele mai scumpe. Transmisie cea mai bună. Turbo. Așa, toți banii am. Roți. Ne sport așa. Uite, de-astea așa. Așa. Dar nu văd că se schimbă nicio culoare, sau? Așa, bun. Și ferestrele. Geamuri fumurii. Gata, ne-am făcut Dacia, băieți. O Dacia tunată. Sunt curios că tu aveai în bord, da? Tot la fel cred că arată. Tot 180? Tot 180, da. E, altă treabă. Înainte... Iată geamul, deci tot așa cu manivelă. Aia nu prea ar, cred că ar cam fi la, ca la Dacia. E, seamănă cât de cât, ok? Mie îmi place. Gata, ne-am făcut aici un fel de Dacian. GTA, hai să ne ducem acasă la ăsta. Unde e casa? Eu mă duc acasă să bag asta în garaj și o să închei și aici episodul. Sper că vă place noua mea achiziție. O Dacia Ciordi, dar vedeți, am văzut-o acolo, pac, și-am luat-o. Cu mașina asta fac de acum misiune, să-mi bat picioarele. Puteam eventual să o fac cu, dar nu știu, dacă era să găsesc un de-asta break. Știți voi cum e aia, break sau papuc? Nu, break, așa, știi, cu porbagaj de la mai mare. Știți voi. Așa. Nu mai știam care era terminul break era. Să fi găsit o mașină ca asta, dar break, s-o vopsit în galben. Eu arăta lui Taigul că a avut el cândva una așa. Dar mă rog, o să încheie acest episod. Băgați și voi un comentariu să-mi spuneți, seamănă cât de cât asta Dacia? A meritat să stric vreo $100.000 să o fac faină sau părerea voastră despre această mașină? Aș vrea să zic, dați un like în semn de respect pentru Dacia, dar ne... prea clasic YouTuber român. Vreau și o să fiu YouTuber de Bărcănești. De unde stai eu? Hai că în fine. Nu știu ce cat a fost. Catul ăsta ce-am scos pe gură și... a rămas fără faruri, așa-i? Aba, nu. Uite. Să bag asta în garaj să vă arăt și ce chopper. I-am mai pus lui ăsta aici. Mai în față? Mai în față, ok. Eu cu asta fac de acum misiune, cu Dacia asta. Știu că nu prea-i Dacia, dar eu așa vreau să-i zic. Așa. Ce-mi știu claxonul? Și ăsta e chopper-ul, am vrut să vi-l arăt. Bun, păi cam atât și cu episodul acesta de GTA 5. Eu sper că v-a plăcut că ne-am găsit aici o Dacia. Am fugărit și o prostituată cu clientul ei. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură, butonul de mai jos și cam atât. Până la data viitoare, iau ce se întâmplă dacă mă arunc de aici, atât, ok, hai, ciao, les.